și am lucrat circular până la înălțimea de 17 cm, exact cum am spus. Ia să vedem și lărgimea, fără să trag de ea, că ea este elastică. Deci am 28 și cu 28, 56, 57 de centimetri, că e 28 și jumătate. Da? Deci 28 și 28, 56 și cu un centimetru 57. Deci pălăria merge foarte bine pentru o circumferință a capului între 55 și 58 de centimetri. 55, 56, 58 de centimetri. Pentru o dimensiune medie, normală, cu nu știu cum, normal. Normal e normalul fiecăruia. Așa, de aici încolo ne pregătim prima dată, înainte de a începe borul, facem un rând doar de piciorușe scurte. Cum vom face? Ne ducem cu piciorușa alunecat în următorul, ca să pornesc de aici, ochi de lanț și încă un picioruș scurt aici, deci două piciorușe scurte. Și acum, pe sub fiecare ochi de lanț, vom face câte două piciorușe scurte. Nu mai facem cu altele. Deci acesta este rândul înainte de a mulți, înainte de a începe să facem borul. Deci câte două piciorușe scurte pe sub fiecare ochi de lanț. Și așa facem până la sfârșit rândului, până ajungem aici și unim cu piciorușa alunecată. Apoi începem și mulțim și pentru bor. Și după cum vedeți, după primul rând de piciorușe scurte s-au și redus, pentru că l-am avut două ochiuri de lanț, piciorușe scurte și am făcut doar două piciorușe. S-a redus, deci din 36 și cu 36, 72 de piciorușe scurte sunt. Așa, pentru a avea stabilitate pe frunte, să nu alunece. Și cred că mai fac un rând de acesta, o să unesc cu piciorușa alunecat. Așa, de unde am început aici. Și mai fac un rând de piciorușe scurte, exact deasupra piciorușelor scurte de pe rândul anterior. Pentru a avea stabilitate, aici o să aplic oricum o bentiță. Vezi că s-ar așeza mai bine. Sper să am dreptate și să se așeze bine. De multe ori se întâmplă să testez lucrurile pentru prima dată în timp ce lucrez. Și de cele mai multe ori iese. Iese foarte bine chiar. Deci două rânduri de piciorușe scurte și apoi înmulțim pentru bor. Deci e rândul acela și rândul acesta, de asta am zis două. Continuăm. Și după cum vedeți, deci am făcut cele două rânduri. Ea a căpătat o formă de beretă. Este un picuț mai strâns aici. V-am zis că vreau să aibă o ținută bună pe frunte. Iar aici să nu fie întinsă ca o căciulă, ci să fie un picuț, nu știu cum să spun. Deci o să vină lejer așa, un picuț. Știți? Nu o să vină exact întinsă până în creștere. De aceea am vrut-o un picuț mai înaltă și strânsă aici un pic, puțin, înainte de a începe borul. Acum ea s-a dus până la înălțimea de, ia să vedem, ea s-a dus până la 18 cm. Este suficient, de acum vom începe borul. La bor vom lucra de jur împrejur și o să pun semn la început acum, ca să știu până unde trebuie mulțit, că apoi vom lucra fără să mai mulțim câte rânduri vrem borul de mare. Deci o să pun un semn înainte ca să știu de unde pornesc. Așa, deci un ochi de lanț, nu, am zis că pornesc și lucrăm continuu, deci fără ochi de lanț. Deci pornesc și fac picioruș scurt, deci 1, 2, în al treilea, două piciorușe scurte. 1, 2, în al treilea, două piciorușe scurte. Vreau o mulțire bruscă dintr-o dată ca să nu mai înmulțesc pe parcurs. Atât cât înmulțesc acum este suficient. Deci două piciorușe scurte, unul după altul, fără să mulțim. Și în al treilea, două piciorușe scurte. Da? În al treilea am înmulțit. Următoarele două nu înmulțim. În al treilea, două piciorușe.
Și așa facem până ajungem aici. Apoi vom lucra circular fără să mai înmulțim. Câte rânduri vrem noi de mare să fie borul? Cred că am să-l fac, dar nu mai zic de acum. O să lucrez până când o să fiu mulțumită și măsor apoi. Deci continuăm până aici înmulțim, apoi de jur împrejur fără să mai înmulțim. Totuși se va arată aici la trecere, pentru cele care sunt la început, poate n-au înțeles exact ce am vrut să spun. Deci am făcut două piciorușe, în al treilea am înmulțit tot rândul acesta. Am pornit cu două piciorușe scurte, unul după altul, apoi am înmulțit, încheiem cu o înmulțire. Acum scoatem semnul, pentru că nu mai este important, sau haide să-l lăsăm. Ca să știu exact în momentul când termin, putem lăsa semnul aici. Când termin borul să știu cam pe unde, din ce zonă am pornit, când nu deranjează cu nimic. Dacă mă gândesc mai bine, m-ar ajuta. Să știu, pentru că vom lucra circular, nu mai lucrăm cu încheiere de rând, ca să nu se cunoască urât la bor. Așa, rămâne semnul. Și de aici încolo, următoarele rânduri, deci băgăm pe sub, în fiecare picioruș pe sub ochiul de lanț. Deci facem piciorușe scurte, de jur împrejur, fără să mai înmulțim. Uitați, în fiecare picioruș, deasupra fiecărui picioruș, de pe rândul anterior, facem piciorușe scurte. Și așa o să facem de jur împrejur, m-am repetat de o grămadă de ori, până la lățimea la care vrem noi să facem borul. Îmi cer scuze pentru repetiție. Continuăm. Și am lucrat de jur împrejur. Vedeți că o să fie un bor cloșat, nu de acela drept. Acum, pentru cine vrea mai drept de atât, dar eu zic că așa vine bine la pălăriile acestea de toamnă-iarnă, borul să vină cloșat, adică să nu stea drept așa. Ia să vedem câți centimetri eu am făcut. Deci, dacă e să luăm de aici, de unde am făcut, de unde am mulțit, acesta e rândul cu mulțirea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rânduri. Deci după rândul cu mulțirea încă 6 rânduri am mai făcut, 7 cu tot. Deci am 4 cm. Pentru mine eu zic că este suficient cu această culoare, pentru că o să mai fac un ultimul rând cu altă culoare, o să fie 4 cm și un picuț. Pentru cine vrea mai mult, un bor mai mare de atât, nu-i niciun fel de problemă, eventual mai face încă o tură de mulțire, dar la a doua tură de mulțire nu mai mulțim 2 și adică două piciorușe fără să mulțim și în al treilea, undeva cam la facem 5 și mulțim în al șaselea sau 4 și mulțim în al cincilea. Puteți proba, dacă nu vă place, puteți desface, nu e mare lucru, adică nu-s chiar atât de multe rânduri. Și acum vreau să schimb culoarea și o să mă duc cu piciorușul alunecat în următorul. N-am același tip de fir ca aici, dar fiind doar ultimul rând de margine, acesta e un acril, o să scot firul cu piciorușul alunecat. Acesta îl trag în spate pentru că vreau ultimul rând să fie de efect. Așa. Piciorul scurt și o să fac un ochi de lanț sar 1 în al doilea, piciorul scurt. Ia să văd, e suficient un ochi de lanț? Nu, pentru că o să fie lăbărțat. Și atunci acum probez, n-am probat înainte, deci acesta este piciorușul scurt și încă două ochiuri de lanț. Sărim 1 în următorul, piciorul scurt. Și încercăm să nu lucrăm lăbărțat. Două ochiuri de lanț. Sărim 1 în următorul, piciorul scurt, să văd dacă vine bine. Cred că vine bine. Două ochiuri de lanț. Chiar dacă e acril, nu-i decât un rând de efect acesta. Ținuta o să-i dea restul pălăriei. Desărim 1 în următorul, piciorul scurt.
două ochiuri de lanț, las că mi s-a agățat, două, sărim unul în următorul picior scurt și așa facem până la sfârșitul rândului. Ia să văd cum vine, eu zic că vine bine. Ca terminație, așa facem până la sfârșitul rândului, până aici, unde o să unim cu piciorul alunecat, în așa fel încât să nu se vadă urât, trebuie să avem grijă. De fir nu mai avem nevoie de semn. Continuăm. Și am terminat de făcut borul și marginea borului la pălărie. O să așeze super, super fain. Acum ne vom ocupa de partea de deasupra borului. O să facem exact cum am văzut eu în poza aceea, cu un fir. Aici am făcut cu bej. Aici am un maro. E și ăsta, e tot un acril, dar nu-i răsucit. Important e, chiar dacă bun ar fi fost, să fie avut din același tip de fire. Dar fiind doar ornamental, se pot folosi și alt tip de fire. Cel puțin eu asta fac acum. Voi în funcție de cum aveți. Deci cu aceeași croșetă, pe cercul magic, prind firul. Și fac 1, 2, 3 ochiuri de lanț, 3 ochiuri de lanț și facem punct puf. Deci, o dată, de 2 ori, de 3 ori. Deci, punct puf. Scoatem până la ultimul, deci rămân două pe croșetă și scoate prin el. Și acum dăm după croșetă și mai facem un punct puf, la fel de înalt. Strâng un pic cercul magic, la final vom strânge de tot. Deci am dat după croșetă și scoate de 4 ori acum. 1, 2, 3, 4. Pentru că la celălalt am avut ochiurile de lanț. Scoatem până la ultimele două și scoatem și prin ele. Acum, 1, 2, 3, întoarcem, strâng aici cercul magic și între cele două puncte puf, deci de aceea fac, în prima parte fac doar de 3 ori, deci dau după croșetă și doar de 3 ori, pentru că am ochiurile de lanț. 1, 2, 3, de 3 ori. Scoatem prin toate până ne rămân doar 2 pe croșetă și acum prin ele. Dau după croșetă și încă un punct puf, dar din 4 de data aceasta, de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Scoatem prin toate până la penultimul, ne rămân două pe croșetă și scoatem și prin ele. Acum, 1, 2, 3 și întoarcem. Vom face cele două puncte puf între cele de pe rândul anterior. Și așa facem, pe acestea o vom pune aici, la marginea borului, de la un capăt la altul. Da? Continuăm la lungimea de la care avem nevoie pentru a înconjura pălăria. Vedem că este și un pic elastic, deci arată bine. Continuăm. Și am lucrat până la lungimea la care am vrut, am avut nevoie, de fapt. Uitați. E suficient. Deci și aici în capăt. Cum facem? Deci închid asta și capătul acesta de aici îl bag. Oricum, partea asta va veni undeva pe sub floare. Va acoperi în binarea aceasta floricica noastră. Deci nu e niciun fel de problem. Și uitați, aici prins bine, cusut. Și în felul acesta are continuitate.
Și apoi prins pe pălărie. Așa. Și așezat acolo unde avem noi nevoie. Acum floarea este alcătuită din trei părți, așa cum am văzut eu, m-am inspirat după o poză. La partea aceasta de șforicică, deci nu știu cum să-i spun, bentiță, am schimbat croșeta, până la urmă am făcut cu croșeta numărul 4. Voi faceți cum vreți și bentița asta puteți să o faceți cum vreți voi. Acum vreau să fac o floricică spirală și am făcut ochiuri de lanț. Deci nu m-am luat după un număr, cred că am major de 120 totuși. Așa, dar nu asta e important. Deci eu o să fac o spirală la final cu floricica. O spirală cu 5-6 laturi. Deci așez lanțul, pentru că el voi lucra doar un singur rând de piciorușe. Și așa și fac lanțul cât de mare vreau eu să fac spirala. Da? De aceea o așez așa, ca să știu cum va arăta cât de cât la final. Uitați, cam așa. Da? Și pentru mine este suficient. Nu vreau mai mare de atât, am 1, 2, 3, 4, 5. Mi-ajunge. Cam atât vreau eu să fie spirala floricica din mijloc. M-am zis că e din trei părți alcătuită floarea. Așa. Deci, și pe ochiuri de lanț obișnuite făcute, acesta e un alt tip de fir. Neavând același tip de fir, m-am făcut și eu cum m-am descurcat. Bun. Acum, în următorul, în primul, facem un picioruș scurt și încă un picioruș scurt. Deci două. În următorul, două piciorușe duble reduse. 1, 2. În următoarele 5 vom face câte două piciorușe duble. În fiecare. 1, 2. În următorul 1, 2, în următorul, asta e al treilea, 1, 2, în același loc, al treilea. Acum, dacă greșiți vouă, nu să știți că nu e problemă la o astfel de floare, că floarea nu trebuie să fie perfect simetrică. E nu-i pretențioasă, asta e al patrulea, a patra grupă de câte două piciorușe duble. Și acum a cincea. A cincea pereche de câte două, da? Acum, două piciorușe duble reduse în următorul. Deci, unu. Și încă unul. În următorul, două piciorușe scurte. 1 și încă unul. Deci am făcut eu o petală lungă. Da? Aceasta. Acum, a doua petală. Deci pornim exact ca și la început. Deci două piciorușe duble reduse în același loc. Și acum 5 perechi de câte două piciorușe duble. Și așa facem până la sfârșitul lănțișorului. 1, 2, 1, 2. Am făcut două perechi. Încă 3, apoi picioruș dublu redus, picioruș scurt și așa facem până la sfârșit și apoi vom așeza și vom rula spirala noastră. Așa fel încât va fi o floricică tip spirală. Continuăm. Și am terminat de făcut în jurul ochiurilor de lanț și acum vom așeza. Cel mai bine e așezat pe dos. Văzut pe dos, deci așezat. Uitați, unul lângă altul. Deci o să vină acum mai multe
mai deasă un picuț și mai mare puțin. Deci așezat pe dos, pentru că partea asta o vom coase aici în partea din spate. Deci petalele sunt mari la floare. Așa așezăm de jur împrejur. Vă arat ca să știți și voi cum am procedat. Cred că vine mai bine așa. Uitați, aici, pentru că vom coase, vom prinde toate marginile astea ca să fixeze foarte bine. De asta am și lăsat un fir la final, un picuț mai lung. Așa. Și după ce am așezat-o pe dos și coasem, v-am zis, ia să vedem dacă am brunat. Deci, băgăm firul și încercăm să prindem, deci coasem, ne ducem lejer, dar prindem fiecare rând, da? Să nu sărim niciun rând. Ne ducem, după aia ne întoarcem, prindem așa și prindem pur și simplu de câteva ori, în așa fel încât floarea noastră, ia să vedem cum arată pe partea asta, arată să se fixeze frumos. Uitați ce frumos se așează floarea. Vedeți? E o splendoare, mai ales pentru că și firul este de grade și asta îi dă o ținută specială și un farmec special. Aceasta este floarea. Acum, în dreptul florii, cu bejul deschis cu care am făcut aici la margine, voi face o jumătate de floare cu 4 petale. Deci una, două, trei, patru. 4 petale. Cred că am să strâng un picuț mai mult. Asta e cam mărișoară floarea. O să o strâng un pic mai mult. Deci, cum voi face? Vom face așa. Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ia să vedem, nu mai mult, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ia să vedem, da, pe 24 este suficient. Nu, pe 20 o să las. Da, da, 20. 20 de ochiuri de lanț. Vine 5 ori 4, 20. Bun. Acum, încă un ochi de lanț și pornim de aici. Facem un picioruș scurt. Și voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț și sărim 1, 2, 3, 4, în al cincilea piciorul scurt. 1, 2, 3, 4. Cred că am făcut cam mult. Cred că 3 erau suficienți. 3. Ia să vedem. Și 1, 2, 3, 4 în al cincilea piciorul scurt. 1, 2, 3, 2, 3, 4, în al cincilea, picioruș scurt, 1, 2, 3, așa, în al cincilea, picioruș scurt. Acum, întoarcem și pe bucla aceasta vom face așa, un picioruș scurt, două piciorușe duble reduse, 1, 2, piciorușe duble reduse, 5 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5,
Două piciorușe duble reduse. 1. 2. Și picioruș scurt. Și astfel este gata o petală. Și vom face 4 astfel de petale. Deci pornim cu un picioruș scurt, două piciorușe duble reduse, 5 piciorușe duble, după aia terminăm cu două piciorușe duble reduse, picioruș scurt. Și așa facem 4 petale, astfel de petale. Și am terminat primul rând acesta de petale, deci făcut pe 20 de ochiuri de lanț. Și apoi aici am făcut 5 petale. Deci 5 ori 4, 20, aici am făcut 5 ori 15, 25 de ochiuri de lanț, am făcut 5 petale, dar pentru că floarea mea este cam mărișoare, că așa vreau să fie prinsă, eu zic și făcut cu croșeta numărul 4, vreau petalele să fie mai mari și atunci acestea o să le las pentru altă floare, le dau deoparte și o să fac cu o croșetă cu aceeași croșetă cu care am făcut pălăria, cu 5 și cu firul în 2. Asta văd eu, pornesc eu pe, direct pe asta. N-am făcut bine. Am vrut eu să păcălesc un picuț ca să nu-mi las capăt aici, dar pot. Așa. Bun, și am să fac 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ia să văd, e cam lung. O să vină pe interior. Probez. Ia să întorc pe partea asta altă. Deci ea o să pornească undeva, o să fie prinsă cam de la nivelul acesta. E cam mult. Deci, am zis 5 ori 4, 20, atunci o să fac 4 ori 4, 16. O să las doar 16, deci fac 4 ochiuri. 1, 2, 3, 4. Doar pe 16, pentru că tot 4 petale, dar vreau 4 petale cu fir mai gros, de să vină un pic mai mare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. Încă un ochi de lanț și pornim de aici. Și o să facem 1, 2, o să fac doar 3 ochiuri de lanț și 1, 2, 3, în al patrulea, picioruș scurt. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, în al patrulea, picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 3, pardon, am zis că fac 3. 3, 1, 2, 3, în al patrulea, picioruș scurt și 1, 2, 3, în ultimul aici, care este al patrulea, picioruș scurt. Deci cu firul în 2 o să-mi iasă mai gros. Răsucim și întâi un picioruș scurt, un picioruș dublu redus și ia să vedem dacă îmi intră 5 piciorușe duble. Ia să fac eu, fac 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, 3 piciorușe duble, o să fac eu un picioruș triplu, și acum 3 piciorușe duble, 1, 2, 3, un picioruș dublu redus și
și un picioruș scurt. Ia să vedem dacă îmi place cum a ieșit pe tavă. Dacă a ieșit mai mare. Da, categoric este mai mare. Uitați cam care e diferența și așa voiam. Pentru că floarea este destul de mare. Dacă ea era mai micuță, dacă făceam asta mai micuță, era suficient. Asta am să folosesc aranjamentul acesta la o altă floricică. O să fac o floricică mai micuță. Dar pentru floarea mea am nevoie de petale mai mari. Deci, și la următorul la fel. Repetăm. Picioruș scurt, picioruș dublu redus, 3 piciorușe duble, un picioruș triplu, 3 piciorușe duble, picioruș dublu redus, picioruș scurt. Repetăm și facem exact cum am făcut la petala aceasta. Facem și la celelalte 3 și apoi vom face cu maro, dar tot cu croșetă mare și cu firul mai gros. Tot ca să ne iasă petalele la fel de voluminoase, adică așa, mai mari. Da? Aici am pus 4x4, 16 pentru maro. O să facem petalele exact la fel, decât că doar că o să punem 5, pentru că avem 5 petale, ori 4, 20 de ochiuri de lanț. Singura diferență. În rest, petalele facem exact la fel. Dar o să facem pe 20 de ochiuri de lanț. Ca să avem o petală în plus, avem 5 pe rândul 2. Asta e singura diferență. Continuăm. Și am terminat de făcut cele două rânduri de petale. Floricica o vom strânge ca să se așeze frumos. Așa. Uitați. Și am așezat. Deci primul rând e acesta bej pus de desubt. Și apoi așezat. Deci îl fixăm așa cum vrem să se arate la final. Vedeți că floricica depășește un picuț. Și apoi întoarcem pe dos. Și coasem. Prindem. Fixăm în așa fel încât să nu se miște. Deci fixăm partea bej prima dată de floare și apoi și partea maro tot de floare. Încercăm să prindem și partea aceasta maro. Vedeți? Printre acestea de la bej. Și apoi, pentru a-i da un plus de frumusețe, pentru că așa am văzut în poză, eu o să cos cu acu niște mărgeluțe. Deci, o să pun câte două mărgeluțe la fiecare petal. Uitați așa. La fiecare petală o să cos câte două mărgeluțe și la cele bej și la celelalte. O să le cos cu acu. În felul acesta o să-i dea un plus de frumusețe florii noastre. Și apoi, după ce cos mărgeluțele, deci întâi cos petalele de floare inițială, apoi cos mărgeluțele și la final o vom atașa la pălăria noastră. După ce prindem și marginea aceasta și uitați, e un adevărat spectacol. Un adevărat spectacol. Îmi place foarte, foarte mult și mă bucur că a ieșit exact așa cum am vrut eu, după cum am văzut poza. Bine, culorile sunt un picuț diferite față de poză, dar nu cu foarte mult. Coasem exact cum v-am arătat și în felul acesta finalizăm pălăria noastră. Floarea o putem folosi și la alte pălării și putem folosi și alte combinații. Continuăm și coasem. Și am terminat pălăria. Să știți că am probat-o. Se așează super, super, super frumos. Dacă poate floarea vi se pare... Vedeți că am terminat și floarea. Am prins exact cum v-am arătat. Am pus și mărgeluțe. Mi-au mai rămas încă 3 mărgeluțe. Am prins 3 și pe floricica din mijloc. Dacă vouă vi se pare că este cam mare, faceți un picuț mai mic și floricica de aici, din mijloc, și petalele puteți să le faceți într-un fir și atunci vă vor ieși, bineînțeles, mai micuțe, cum am făcut eu, cum am testat aici. Nu e obligatoriu să faceți floare la fel de mare cum am făcut-o eu. Mie îmi plac, în general, florile mari, mai ales la berete, pălării. După cum știți, dacă vă uitați la tutorialele mele, regăsiți multe modele cu flori mari, chiar și la pălăriile de vară. Dacă v-a plăcut, dați like, dați share, distribuiți și pe pagina personală, poate veți inspira vreun prieten și apoi vă va mulțumi. Și să ne revedem pe data viitoare cu un nou proiect, la fel de frumos sau poate mai frumos decât acesta, mai spectaculos, sănătoși și voioși. Vă pup! La revedere!